Bună seara din nou, stimați telespectatori. Ne întoarcem la o discuție extraordinară astăzi de Ziua Drapelului. O zi foarte importantă pentru români, o zi în care ne amintim că în urmă cu 100 de ani România devenea mare, devenea o țară importantă, o țară de o mărime bună pentru Europa și în același timp sentimentul nostru de români se aprinde mai tare de Ziua Drapelului. Și alături de mine, după cum ați văzut în prima parte, l-am pe domnul profesor Guter, care este îndrăgostit de România și de acest sentiment extraordinar de a fi români. Continuăm firul discuției. Da. Noi am arătat până acum, deci spun încă o dată pentru cei care nu au fost la televizor, am făcut o trecere de vista a tuturor civilizațiilor ca să arătăm care au fost anii, ca să vedem unde se plasează România ca vechime. Și am dovedit că avem cel puțin 5-10 mii de ani înainte celorlalte civilizații. Acum, ca să nu vi se pară că exagerez, chiar vorbeam cu domnul Ștefan, că noi nu suntem, dacă Pământul e de 4,6 miliarde de ani... Și Universul de aproape 14 miliarde de ani. Nu înseamnă că românașii au construit ei tot. Problema este că să și știe, să recunoaște, și din tradiția diferitelor civilizații, că au existat mai multe civilizații. Unii nu cred, dar problema este adevărată. Civilizația Atlantă, sunt documente foarte clare că a existat. Da. Da. Și mai există și Lemuria înainte de Atlanți, da, care a dispărut mult înainte, dar există elemente și există oarecum așa în istorie transmisă ușor-ușor de oameni care sunt inițiați cum a dispărut această civilizație. Da, adică noi voiam acum ca să facem afirmația să nu credeți că noi exagerăm sau eu că exagerez, că noi am fi singuri din lume și suntem primii pe pământ. Adică noi vorbim de epoca pe care o cunoaștem, de perioada pe care o cunoaștem și pentru care avem dovezi și alte civilizații la fel. Voiam să vă mai dau un exemplu care pentru mine a fost lămuritor în legătură cu limba. Când faci afirmația că ai fost înaintea limbii latine și că a existat o limbă getodacă care era de fapt limba latină bătrână sau priscă și care era echivalentă cu limba getodacă, oricine poate să spună, nu întoarce tu lucrurile pe dos să ne arăți nouă că ai fost înaintea latinilor. Problema este în felul următor. Vă mai dau un exemplu ca să judecăm împreună. V-am mai spus odată, cu aproape un an în urmă, că la anul 30 în era noastră, Paterculus, care era general și era guvernator al Panoniei, îi scrie o scrisoare împăratului. Deci era la 30 de ani după Iisus Hristos, imediat. Și îi scrie o scrisoare de un erai al din Panonia, deci Ungaria de astăzi, îi scrie o scrisoare împăratului prin care îi spune care sunt realitățile în zona respectivă și face o afirmație care este și pentru mine la vremea anul trecut era neclară, că acolo, deci aici, în Panonia, spunea Paterculus, oamenii vorbesc limba romană și se ocupă și cu poezia, culmea. Deci numai că vorbeau limba romană, dar se mai ocupau și cu poezia. Prima oară și pentru mine a fost afirmația puțin, nu șocantă, dar puțin neclară. După ce am citit și am alte cărți în legătură cu tripticile, mi-am dat seama că este adevărat ce spunea Paterculus, pentru că tripticile erau la anul 130, deci erau exact după 100 de ani. Dacă în tripticile acelea, lemnele acelea, unde se făceau contracte, menționează faptul că oamenii se înțelegeau într-o limbă care nu era latină, deci era o limbă romană, era limba care se vorbea și în Panonia, având în vedere, mai seama că erau la doi pași. Da, ce era Ardealul, ce era Panonia, era Ungaria de azi. Da. Deci, făcând legătura cu lucrurile astea, mi-am dat seama că, într-adevăr, exista o limbă în care oamenii se înțelegeau și ei veniseră aici nu pe un teren necunoscut, veniseră pe un teren unde exista limba latină, bătrână, și confirmă ceea ce a spus, cum spune, consilierul papei, când a spus că, de fapt, limba latină este o limbă românească. Deci, cu alte cuvinte, problema, cum spuneam, ca idee. Dacă noi eram pe acest pământ de 6.000 de ani sau peste 6.000 de ani, noi am fost aceia care am plecat
către alte ținuturi. Și noi am dus limba către acolo. Deci am dus acea limbă geto dacă sau pelască și am învățat și pe alții, pentru că nu numai dacă eram cu 45 mii de ani înaintea lor, am fost noi, am fost aceia care i-am învățat pe ei. Și am să vă dau în privința asta două citate. Iată ce spune, spre exemplu, în 1975, William Schiller, care este un arheolog din America. Deci am spus că fac apel numai la oameni străini ca să nu fie dubii. Și dânsul spune felul următor în 1975. Civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul român, răspândindu-se apoi atât spre lăsărit cât și spre apus. Și acum vine cu cea mai frumoasă din afirmații, cam în ce perioadă, se întreabă el, și dă răspunsul. Acum circa 13-15 mii de ani. Deci cine a fost în aceste ținuturi acum 13-15 mii de ani? Cei care au făcut crucile de la 20 mii înainte ele noastre, cei care au făcut prima dată exploatările miniere și așa mai departe. Și exact cum se spunea și cu celelalte, adică vedeți, lucrurile se leagă între ele. Când în 1999 s-a făcut echipa aceea comună din francezi, germani și cei de la Universitatea din Cluj, au ajuns la concluzia că dacii cu sute de ani înaintea romanilor știau să facă exploatările miniere, să exploateze aurul și să-l și prelucreze. Da. Deci lucrurile încep ușor, ușor să iasă la lumină și să spune adevărul. Deci asta este acum 13-15 mii de ani. Acum, ca să vă ofer un exemplu și mai edificator, nu din 1975, din 2012, am să vă spun următorul lucru. În 2012, înainte de 2012, ca să nu uit lucrul ăsta, în 2003, o doamnă genetician din România, Cordoș se numea, a făcut un experiment. A adunat o seminte din diferite locuri din țara noastră ca să le supună unor analize. Și a luat din toată țara, Satul Mare, Suceava, Constanța, Brașov, Banatul, Dobrogea. Din 20 de situri arheologice a adunat materialul acest țesut osos a 50 de indivizi. După ce a cercetat, ca să vă dați seama cum merg lucrurile astea, timp de 3 ani doamna a făcut cercetări în România până în 2006. Pentru că dânsa a ajuns la niște concluzii, a apelat la cei din străinătate, cum vă spuneam mai înainte. Dacă tu, român, spui ceva, toată lumea nu te crede. Spune, nu se poate așa ceva. Și atunci doamna Cordoș a trimis aceste probe în Germania, la Hamburg. Și în Germania, la Hamburg, la Institutul de Biologie Umană din Hamburg, domnul director Rodewald, dacă pronunțat mai puțin contează cum se pronunță, directorul de la acest institut a cercetat aceste oseminte din 2006 până în 2012. Deci timp de 6 ani a fost un lucru foarte serios și a ajuns la o concluzie. Concluzia este următoarea și e bine să rețineți lucrul acesta. Mă iertați că mă adresez așa, parcă aș fi într-o clasă, dar eu consider că e prietenos, cum să vă spun eu, tonul meu și este o chestiune de dialog foarte omenesc între noi. Dânsul face mențiunea următoare. În 2012, la originea românilor se află o evă mitocondrială, care adică un exemplar din vechime, unul din primii oameni care au trăit pe acest pământ, care a trăit pe aceste meleaguri, această evă, iar populația de aici, spune ca și celălalt dinainte, a migrat apoi în toată Europa. Deci încă o afirmație a unui om străin care spune că de aici au plecat la est și la vest oameni din acest ținut al României. Dar mai face o afirmație care spune că a plecat în Europa cu 30.000 până la 40.000 de ani în urmă. Deci, domnul Rodewald plasează
vechimea României mai mult decât Schiller. Adică o duce până la 30-40 de mii de ani înainte. Acum, pe noi nu interesează, putea să fie și 60 de mii de ani sau 50. Important este că noi știm unde ne aflăm și de când sunt români. Românii sunt foarte vechi, avem probe în sensul ăsta și deci nu mai este o jucărie. Iar problema aceea, că eu am făcut o afirmație și un copilaș mi-a și spus, dar de ce ai spus că e o crimă? Era vorba de manualul de clasa a 12-a de istorie. În momentul în care tu spui în manualul de clasa a 12-a că după ce au plecat romanii de pe pământul nostru, au continuat influența romanilor în țara noastră, asta mi se pare de o prostie fără margini. Cum poți să spui că după ce au plecat, influența lor s-a făcut de puternică, când aici spune clar care este vechimea noastră și că noi am fost cu sute de ani înaintea lor, am fost civilizați și am știut să facem toate lucrurile pe care ei pretendeau că le-a făcut. Cineva spunea în glumă într-un text că acolo în la Roșia Montană, romanii au adus ca noutate opaițul. Pentru că romanii, adică băștinașii dacii noștri, foloseau, nu știu cât e de adevărat, niște beții cu ajutorul cărora luminau ca să poată lucra în mine. Dar romanii au folosit pe românii care erau profesioniști. Adică i-au pus să lucreze pentru ei, ca să poată lua ei aurul. Ori când vii și spui, după ce cât te jacmănești, mai vii și spui că te-a civilizat, asta de acum mi se pare chiar prostie curat. Și eu de asta vă spun de acum, înainte, cine mai spune lucrurile astea, nu că am vorbit eu la televizor, eu v-am oferit probe din care se arată clar ce descoperiri s-au făcut și care este adevărul istoric. Așa deci este. Nu poți să mai spui copilărie asta că noi am fost romanizați. Niciodată, eu n-am susținut. Da, nu a fost romanizare, n-a existat. Fenomenul ăsta numai s-a spus. De ce s-a făcut lucrul ăsta? Și e bine să spun ca să înțeleagă oamenii. În momentul prin la 1700-1800, țara noastră era o țară fără mare importanță. Dar adică chiar noi și la 1848 și atunci s-a făcut... Da, românii noștri săraci s-au agățat cu dinții de această idee că se trag din romani. Cu alte cuvinte, dacă a fost Imperiul Roman, toată lumea spune, uite băi, ăștia sunt Imperiul Roman, sunt oameni de vază. Fără să-și dea seama că de fapt ei coboară. Așa. În loc să urce. Atunci aveau o explicație că nu existau documente, n-au fost descoperiri. Ori dacă în ziua de astăzi, uneori se întâmplă chiar academicieni să facă această afirmație, o supere pe mine. Unii că spune, vine amatorul ăsta și vine și ne dă lecții nou. Este un mare adevăr. Am mai spus treaba asta. Au făcut afirmații unii academicieni în legătură că e mai important să intri în Europa sau în NATO decât să știi istoria ta. Ori să poate așa afirmat să facă un om, un universitar. Este aproape imposibil, eu nu pot să înțeleg. Da. Adică este jenant, este... Da. Dar nu trebuie să intrăm în Europa, suntem în Europa. Dar noi am fost în Europa, dacă a spus Jim Butas, ce a spus? Noi suntem, de fapt, vatra vechii Europei. Deci noi suntem cei care am clădit Europa veche și acum unii nu ne consideră, nu ne dă voie să ne considerăm în Europa. Deci este absolut caragios. Vă mai spun un lucru, ăsta mi se pare chiar foarte interesant și chiar nu știu în ce măsură să dau crezare. Dar este vorba de un lingvist suedez care se numește Ekström Per Olof. Acest om spune următorul lucru, care pe mine m-a mirat, sincer, dar confirmă problemele care discutam mai înainte. Limba română este o limbă cheie care a influențat în mare parte toate limbele europene. Stai și te întreb, suedezul, când face o asemenea afirmație, el este lingvist. Acest lingvist care face afirmația asta în 1976, nu poate să-și permită un lingvist, care este un om de știință, să facă o afirmație așa ca să afle întreb. Mai cu seamă că el fiind suedez, nu are niciun fel de orgoliu să spună că românul l-a influențat, e influențat limba lui. Și totuși el recunoaște adevărul. Așa cum și cercetătorul celălalt care a suferit, a avut de suferit, Harman, care a studiat 30 de ani tradiția sumeriană, da? Era un sumerolog de primă clasă, era considerat cel mai mare specialist din lume și în momentul în care dânsul a recunoscut că prima scriere din lume este la Tărtăria, a avut de suferit, că nu i-a mai citit cărțile, oameni buni. Vă dați seama ce reacție poate întâmpla în străinătate. Nu i-au mai citit cărțile, l-au scos din... Deci, cu alte cuvinte, l-au scos din viața intelectuală. Este incredibil.
Omul ăsta și-a sacrificat cariera ca să recunoască un adevăr care ne privește pe noi. El putea spune foarte bine, nu este prima limbă din lume. Da. Și totuși ca un om cu demnitate, ca un om de știință, a recunoscut acest lucru. Deci eu de asta am făcut apel ca să fie ca o încheiere, cum am spus, tot ce am spus până acum despre români putea să pară pentru că erau lucruri disparate. Ori astăzi este ca o încheiere, o privire asupra tuturor civilizațiilor de pe pământ, deci pe întreg globul, și afirmațiile străinilor în legătură cu limba noastră, care este de fapt limba geto-tacă și care nu s-a pierdut chestia noastră și care a influențat, cum spune suedezul, toate limbile din Europa. Este un lucru care eu trebuie să-l cred pe el, că nu sunt specialist și n-am cum să dovedesc acest lucru. Așa că lucrurile sunt foarte, cum să vă spun eu, delicate. Cam să vă spun un lucru acum care poate n-ar fi trebuit să-l fac. Dar așa cum s-a întâmplat cu doamna Merkel și cu domnul din Franța, că eu uit numele președintelui francez, nu mai contează. Da, așa cum a mers în Rusia, unde noi n-aveam voie să călcăm, da? Da. Ei, așa se întâmplă și cu treaba cu limba și cu istoria unui popor, pentru că dacă s-ar lua în considerare toate lucrurile astea, deranjează pe alții care se consideră că ei sunt primii. Și vedeți, aici devine o concurență, care e normal să fie. Și aici are de câștigat cine poate câștiga, dacă vrei să iubești adevărul. Câștigă ăla care are argumente și vine cu dovezi, prin care arată am fost sau n-am fost. Și ai fost un, numai în perioada asta, care o cunoaștem noi, până la 20.000 de ani în urmă. Nu poți să spui ce a fost acum 50.000 sau 100.000 de ani în urmă. Aia este o chestiune că acum, dacă vreți să vă spun adevărul, am găsit într-o carte o afirmație prin care spunea că s-a descoperit, am să mai revăd cartea respectivă, un oraș care are o vechime de 200.000 de ani. Ori vă dați seama că atunci românașe trebuie să stea undeva să se ascundă într-un colț, într-un colțușor. Pentru că față de 10.000 sau 20.000 de ani ai noștri, 200.000 de ani te-a acoperit, te-a copleșit. Dar asta este istoria. Dacă se va dovedi lucrul ăsta, atunci se va vedea care este, dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dacă vreți, vă mai spun un lucru foarte interesant în legătură cu Putin. Se construia în Rusia o hidrocentrală și la un moment dat oamenii care săpau în zona respectivă au dat de o clădire și au dat seama că descoperă o clădire. Au descoperit o clădire care era îngropată în pământ și care avea două etaje. Și a venit Putin personal ca să vadă clădirea respectivă. Deci, problema este în felul următor. Se pot descoperi nenumărate lucruri. Pământul este plin de enigme și dacă o să vreți, odată o să discutăm despre ce, de aceste enigme. Piramidele, că vorbeam cu domnul Ștefan mai înainte, nu sunt de la 2000 de ani, nici 2500 înainte noastră. Dar oricum nu există tehnologia, domnul profesor, n-au nicio explicație. Da. Adică modul în care sunt așezate, perfecțiunea în care este așezată după sistemul solar și după anumite concepții, nici la ora actuală n-ar fi posibilitatea să se construiască în continuare ceea ce s-a construit atunci. Eu am găsit în legătură cu piramida și afirmații care pot să pară hazardate, că ar fi fost o hidrocentrală, că în jurul ei era un lac de acumulare și sistemele din interior ar fi făcut ca să dirigeze apa în diferite locuri. Eu vă spun că asta am citit. Nu pot să îmi dau seama dacă este și adevărat sau nu. Deci eu cred că argumentele pe care le-am adus eu sunt clare. În privința României pot fi discutate foarte multe lucruri și unele din ele sunt chiar pot să pară că ar fi hazardate. Să mai amintim, spre exemplu, câteva lucruri. În 1999, care este un an deosebit, vă aduceți aminte, a fost o eclipsă de soare. Eclipsa de soare a avut punctul central în Craiova. În 1999, Papa Paul al II-lea a venit în România și a spus despre România că este pământul Maicii Domnului. Unii o să spună că e adevărat sau nu e adevărat. Mie îmi place să fac asociații de idei, exact cum am făcut cu limba, când am spus că tripticile erau scrise într-un anumit limbaj, s-a dovedit că este limba geto-tacă, în care se înțelegeau și romanii, și dacii, și grecii. Da. Da. Deci,
făcând lucrurile astea, îți dai seama și de vechime, și de faptul că era în limba, înaintea limbii latine. Și deci noi am vorbit limba getotacă și nu limba latină. Faptul că românii dacii erau capabili să facă galerii și să exploateze aurul și să-l prelucreze și multe lucruri de asemănătoare. Tot la fel de adevărat este că în 1999 a fost făcută și echipa aceea care v-am spus că a descoperit în legătură cu dacii, dar în 2004, ca să facem o legătură firească cu religia, că a fost Papa 99, în 2004, la Palatul Poporului, la Palatul Parlamentului sau al Poporului, s-au întâlnit liderii celor mai mari religii sau a tuturor religiilor din lume. Deci, în România, în 2004, au venit liderii religioși. Dacă vă aduceți aminte, eu am vorbit, v-am vorbit dumneavoastră despre un indian, Sundar Singh, care a făcut niște profeții în legătură cu România că va fi viitorul Ierusalim. Eu zic că este poate pe undeva o exagerare, dar asta e afirmația lui. Dacă legăm de construirea Bisericii Mântuirii Neamului și dacă poate legăm de această întâlnire și alta din 2012, începem să vedem că românii nu sunt străini de evenimentele din străinătate și mai cu seamă de cele religioase. Pentru că în privința religiei, noi avem o putere mai mare și e bine să știm lucrul ăsta, că eu am vorbit de mai multe ori, religia este, cum spun și străinii, la ora actuală, războiul din anul 2018 la nivel mondial este de fapt un război religios. Da. E vorba de musulmani, e vorba de creștini și e vorba de disputa asta care se manifestă chiar, uitați, la meciul de fotbal unde au jucat bosniaci cu sârbii. S-au manifestat absolut religios. I-au luat în râs pe sârbi cu capetele, cele două capete de vulturi care erau stema sârbilor și au fost chiar cu supărare. Dar treaba deci a plecat tot de la izvorul lor, de la religie. Pentru că fiecare consideră că religia lui este cea adevărată și de aici puneți de multe ori și animozități. Lucru care se poate întâmpla și la noi. Eu zic că dovezile pe care le-am adus sunt suficiente, citatele pe care vi le-am dat sunt la fel. Dacă vrem să vorbim în continuare, putem să vorbim despre niște lucruri de viitor legate de Sarmisegetuza. Spre exemplu, într-o carte recentă, apărută acum de 2 săptămâni, spune în felul următor, că la Sarmisegetuza, ca să vorbim tot de istoria noastră veche și de cei 15, 20 sau 30 de mii de ani, ținutul, zona Sarmisegetuza, în 1991, a fost scanată de un satelit rus, un satelit sovietic. Da. La vremea aia era încă URSS-ul. Și problema se pune în felul următor. Eu mi-aduc aminte și îi spuneam domnului Ștefan înainte, în pauză, că în 1991 a apărut la televizor un domn care se numea Vasile Ruja. El făcea parte dintr-o categorie de paranormali români. Un om cu calități paranormale. Un om deosebit. El a apărut la televizor și a făcut afirmația, deci l-am văzut eu pe viu, că rușii au scanat teritoriul Sarmisegetuzei. A mai dat un element care este foarte convingător, că dânsul, împreună cu rușii care au venit la noi în țară, au fost la fața locului să vadă ce se întâmplă la Sarmisegetuza. Pentru că ei, din scanarea lor, rezulta că sub teritoriul Sarmisegetuza, pe o întindere destul de mare, sunt orașe și săli subterane. Aceste săli comunică între ele și comunică și cu exteriorul. Problema se pune în felul următor. Cât să crezi sau cât să nu crezi? Însă eu vă spun un lucru, după părerea mea, în ultima vreme iese la iveală foarte multe lucruri. Eu știu, spre exemplu, că în Turcia
există, adică nu trebuie să ne mire că sunt tunele sau săle în sub piramide, există o sală de peste 100 de metri. În China, acum recent, au fost descoperite 36 de grote într-un loc unde a dat din întâmplare un fermier. Deci acum, de câțiva ani. Tot la noi a fost descoperită problema cu cuteniu. În 2016 a fost descoperită un templu care e încă în cercetare, nu se știe dacă e o așezare umană sau e un templu care are 1000 de metri pătrați. În China, deci, s-a descoperit acum aceste 36 de grote. În 2017 s-a descoperit în Egipt, s-a făcut o descoperire poate epocală, un mormânt asemănător și lui Tutankhamon. Adică în acest mormânt din Egipt s-au descoperit 1000 de statuete și multe sarcofage. Acum timpul hotărăște, dumneavoastră mulți o să prindeți lucrul ăsta, poate eu mai puțin, pentru că treaba asta durează, ați văzut și la codul genetic, am uitat să vă spun lucrul ăsta, mă abat, dar mă scuzați. Când v-am spus de acel german care a făcut cercetări și a spus că vechimea noastră este de 30-40 mii de ani, am uitat să vă spun un element care este esențial. Românca noastră, Cordoș, era genetician, era specialist genetician, în genetică. Profesorul de la Hamburg era și el genetician și au descoperit următorul lucru, că acele osemente care aveau 7000 de ani, aveau același cod genetic, rețineți, cu noi care suntem azi. Deci de acum 7000 de ani, asta ce înseamnă? Continuitate, că unii spun că era teren gol, că noi nu eram, nu aveam limbă, nu aveam istorie. Și acum din 2012, cu rezultatele de la Hamburg, se vede clar că noi suntem de mult pe acest pământ și suntem exact ca cei de acum 7000, 8000 sau 9000 de ani. Deci asta înseamnă continuitate. Că știți că de multe ori s-a spus la noi, am fost romanizați, noi nu avem limbă, noi nu avem istorie, noi nu avem pământ și noi nu avem continuitate. Adică suntem un popor care am apărut la întâmplare. Dar noi suntem aici de 10.000 de ani. Așa cum spun toate citate. Asta am vrut să arăt eu acum clar ca să rămână în mintea fiecărui românaș, să rămână această idee. Că noi suntem de mult aici și noi suntem pe pământul ăsta și avem aceeași limbă care au avut-o străbunii noștri. Iar celelalte vorbe sunt vorbe goale. Și timpul o să demonstreze lucrul ăsta și o să vadă că eu nu m-am hazardat. Și vă mai spun încă o dată ca să rețineți. Eu nu sunt specialist în domeniu. Eu sunt pur și simplu un amator care am citit enorm de mult în privința asta și s-ar putea ca să fi făcut și anumite greșeli. Dar eu nu cred, pentru că eu citesc. Nu spun decât ceea ce am citit într-o carte și o menționez și în materialele pe care le scriu eu aici. Deci toate lucrurile mele sunt făcute cu bună credință din ce dorință. Din dorința de a nu fi batjocorit de nimeni. Și niciun român să nu se lase batjocorit de cineva, pentru că nu are niciun fel de motiv. Și v-am mai spus care sunt motivele, exemplele noastre. În America, la cea mai mare, cum să spun eu, firmă cu IT-iști, nu? Da. La Gap, acolo, sunt 20.000 de români. E a doua limbă vorbită. A doua limbă vorbită este limba română. În Germania sunt alte 20.000 de oameni de români care sunt specialiști în acest domeniu. În Germania sunt, în Anglia sunt 10.000 de medici români care sunt performanți. Când iată mi-am pus și întrebarea, dom'le, dacă Occidentul ăsta este așa de dezvoltat, sincer, am văzut fără niciun fel de răutate, oamenii ăia n-au facultate de medicină. Da, cum da, iau ei atâția doctori atât de acolo? Bun și gata specializați pe banii noștri. Eu asta am știut treaba asta, dar n-am vrut să fiu răutăcios. Adică dânșii ne iau spuma, floarea. Așa este. Da? Floarea românismului, o pentru că noi nu reușim să-i plătim corespunzător. Sau în Germania. Este adevărat. Da, dar aici este și unde de sub, cum să vă spun eu, nu tocmai corect. Că trebuie să recunoaștem, ăsta este lucru. Adică vii și mă arăți cu degetul și îmi spui că sunt corupt, sunt hoț, sunt bandit, dar tu îmi iei mie oamenii cei mai buni din țara mea. Atunci lucrul ăsta nu mai. Sau nu-mi dai voie să merg în Rusia, dar eu mă duc în Rusia.
Sau noi am avut relație cu China și trebuia să vină să facă centura Bucureștiului, trebuia să facă șosele, trebuia să facă trenuri de mare viteză și la un moment dat s-a oprit. Dar Germania are relații extraordinar de bune cu China, Franța are relații extraordinar de bune cu China și atunci îmi pun întrebarea. Și trebuie să ne punem întrebarea. Păi vreți să fiți corecți cu noi? Suntem în Uniunea Europeană? Tratați-ne corect. Tratați-ne corespunzător. Și egal. Și egal. Da. Înseamnă că tratamentul este discriminatoriu și nu este bine. Eu fac afirmația asta, sunt bătrân și pot să ne împață și pun unii și alții, dar treaba nu este deloc corectă. În momentul în care mie nu-mi dai voie să fac un lucru, sau mă uităm acum cu legile astea. Noi totdeauna trebuie să mergem ca pe vremuri la Turci sau la Viena să întrebăm, e bun lucrul ăsta? Dar noi nu putem trăi picioarele noastre, nu putem fi lăsați să trăim după mintea noastră. Și dacă sunt unii care nu sunt corecți, să fie pedepsiți. Pentru că eu nu sunt împotriva luptei anticorupție. Este absolut necesară să fie în continuare, dar să fie în mod obiectiv cu absolut toată lumea. Nu știu dacă sunt, fac afirmații, de obicei, știți, nu mă hazardez. Nu mă hazardez. V-ați încălzit un pic, profesor. Nu, chiar sunt foarte calm și foarte aucumim, însă acum, pentru că am discutat lucrul ăsta și chiar n-am vrut că dumneavoastră a spus că nu faceți politică la emisiunea dumneavoastră, însă omul, fără să vrea, când bea un bar de bere sau când mergem de la o plimbare, simte nevoia să discute pentru că sunt evenimentele care te apasă pe tine, da. Nu? Și atunci lucrurile astea, dacă e vorba că tot așa, am un citat aici și dacă vi-l dau, Pitagora. Ca să ne amuzăm. Trebuie să ne și amuzăm. Pitagora spune la judecata lui care se intitulează cu numărul 2173. Deci asta acum 2500 de ani. Și Pitagora a fost un inițiat. Da, categoric. Mi se pare că eu v-am spus, dar știu treaba asta într-o carte, Pitagora, asta e bine ca să rețineți, a stat în piramida lui Cheops 27 de zile. Da. Și Platon a stat, dar Pitagora a stat 27 de zile, deci o lună de zile a stat în camera regelui din piramidă. Și oricine poate să-și pună întrebarea, dom'le, este ceva acolo? Nu se poate. Adică acolo pe semne că te transpui în altă lume și s-ar putea întâmpla, eu nu pot să fac afirmația asta pentru că nu sunt în domeniul ăsta, dar cred că în felul în care poți să pătrunzi în altă lume, înmagazinezi și anumite cunoștințe, că altfel nu văd de ce ar fi stat o Pitagora acolo o lună de zile în camera. Napoleon a dormit o noapte în... Vedeți că acum ușor le iau pe rând și îmi dau seama. Platon a stat și el o zi sau două, dar cel mai mult a stat Pitagora, a stat 27 de zile. Și problema se pune de ce? Ia câte și spune Pitagora. Spiritul ordinii, de care noi avem nevoie, să te urmărească în cele mai neînsemnate amănunte ale vieții tale. Datorită ordinii vei putea să faci tot ceea ce dorești și vei ști, și acum să rețineți, care este taina lucrului bine făcut. Așa că ne apucă râsul. În 2500 de ani, în urmă parcă vorbește alaltă, iar parcă e în România și vorbește alaltă. Da. Numai că problema este alta. Da, vedeți, tot despre ordine vorbește. Da. Despre legea ordinii. Asta este și eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Și dacă vreți așa ca să ne și amuzăm în două ore care le-am avut, apropo de gândul tău, de ceea ce ai tu în creier despre tine și felul cum te manifesti. Eram copil de vreo 8-9 ani, eram la Rădăuț și am mers la un meci de basket sau de handbal, n-are importanță. Și pentru că nu aveam bani, ca toți copiii, știți ce se întâmplă? Mergi undeva, te urci pe un zid, te urci pe un gard, ca să poți să ajungi undeva sus, să poți să privești. Da. În spatele stadionului era o cărare care mergea prin curtea unui om, prin grădina unui om și unde erau și niște straturi. Cu ceapă, cu usturoi, cu ce-i plantase persoane. Trebuia să treci între straturi și intrai, mergeai până la gardul ăsta de lemn și te urcai sus și de acolo mergeai să vezi meciul respectiv. Și acum vine partea frumoasă a lucrurilor în legătură cu mândria de a fi ceva. Pe gard era pe lângă copilașii ăștia ca mine de 9-10 ani, era și unul mai mărișor, era de vreo 20 ceva, 30 de ani.
La un moment dat apare cineva foarte furios înjurând și începe să se adreseze, ni se adreseze nouă și ne-a făcut nerușinați, nesimțiți că ne urcăm pe gard și de ce nu mergem să cumpărăm să luăm un bilet, să intrăm la stadion. Cum era normal, de fapt. Da. Dacă noi nu avem bani, am făcut o infracțiune. Nimeni n-a reacționat dintre copiii de vârsta mea sau chiar puțin mai mărișori. Singurul care a reacționat a fost cel care era mai în vârstă, de vreo 20 ceva de ani. S-a întors foarte sever, foarte serios la stăpânul straturilor și a spus: eu n-am călcat pe straturi. Și acum rețineți, eu sunt neamț. Este că e hazlie problema, n-am da. Să uit treaba asta în viața mea. Deci el era pe gard, dar el a spus că el n-a călcat pe straturi și el este neamț. Acum problema se pune în felul următor, trebuie să privim diferite aspecte. Eu aveam și am și acum aprecieri pentru faptul că el se considera neamț și deci se considera un om corect. Numai că el a fost pe jumătate corect, adică el n-a călcat pe straturi, dar era pe a fost incorect că era pe gard. Problema acum se pune în felul următor. Nu totdeauna poți fi foarte corect. Dar una este să fii corect în vorbe și alta să fii corect în vorbe și în fapte. Asta este ideea la care am vrut să ajung. Exact cum se întâmplă la noi. La noi sunt foarte, chiar eu pot fi învinuit. Bă, dar omul ăsta care vine și ne vorbește de daci, de romani, de poporul român, o fi el chiar așa de corect, așa de cinstit? Nu, și eu am făcut greșele în viața mea, sunt un om absolut normal. Doar că am această pasiune și vin cu argumente ca să pot lămuri problema. Cât privește neamțul, el avea dreptate pe jumătate. Adică numai ceea ce privește faptul că el a călcat pe straturi, dar faptul că s-a urcat pe gard, însă este de apreciat ce? Și aici chiar o spun cu toată seriozitatea. Faptul că în sinea lui omul avea credința că este face parte dintr-un popor superior. Adică dintr-un popor care are o anumită conduită și are o anumită valoare. Acum problema este că și noi avem nemții noștri. Și stai și te gândești cum e treaba cu gardul și cum e treaba cu straturile de flori. Cum e cu vorbele și cum e cu faptele și cum e treaba cu lucru bine făcut. Da. Eu sunt de acord și eu în viața mea și mulți care mă cunosc știu. Am vrut totdeauna să fac lucrurile într-adevăr bine. Poate din punctul ăsta de vedere am ceva din neamț undeva departe. Adică am vrut să fac lucrurile corect, bine, să fie pusă la punct și să respectă oamenii. Acum problema spune în felul următor. În momentul în care tu, om, că sunt eu sau altcineva, vorbești de corectitudine, vorbești de seriozitate, de responsabilitate, trebuie să dovedești că faci ceea ce ai spus. În momentul în care n-ai făcut ceea ce ai spus, toate lucrurile din privința ta se șterg. Adică nu mai ai niciun fel de credibilitate. Și eu vă spun, mă uit la oameni politici acum și pe mulți îi și cunosc din întâmplare. Este o situație așa de penibilă. Eu înțeleg că trebuie să aperi partidul. Și eu am fost în partid și mi-am dat seama și am fost de acord cu treaba asta. Adică trebuie să ai o linie de conduită, partidul dacă a gândit ceva, spui în ton cu partidul. Mi se pare un lucru firesc. Da, atâta însă, timp cât vrei să fii acolo. Da, da. Dacă problema, ai alte... Da, da, mai este și problema în altă. Trebuie să ai și o argumentare. Adică trebuie să nu se vorbește în gol. Să spui o poezie numai ca să spui. Numai departe, adică ieri am asistat la o situație în care o doamnă, avocată, îi pune întrebarea unui domn. Nu am să spun partid sau altceva. Ideea, principiul. Și l-a întrebat, ce vă deranjează? Păi cu tare, nu-i bun. Doamna foarte amabilă, elegantă, i-a spus, vă rog frumos, dați-mi un exemplu. Adică spuneți, o bine, ăsta este, uite, punctul 4, da. Numărul 5, din aliniatul cu tare, ăsta e. Ei, persoana în cauză a început să vorbească orice fel de lucruri alături, da, fără argumente și fără să atingă punctul ăsta. Și a spus, asta este lipsă de demnitate. Adică trebuie să ai demnitate, cum spune, chiar când pierzi, să spui, domne, în situația asta, nu, eu am avut situații în viață că de asta nu creadă oamenii că vorbesc, dau lecții la toată lumea. Când cineva a venit cu argumente și a spus, domnul Guter, aici greșiți. Zic, te rog frumos să-mi dai argumente.
Da. Asta am eu o vorbă. Și dânsul a venit și mi-a dat niște argumente. Și în final i-a spus, mă, omule, îmi pare rău, trebuie să recunosc că ai dreptate. Aici am greșit eu. Aici tu ai dreptate că, într-adevăr, argumentele tale sunt solide. Exact cum am încercat eu azi. Adică vii cu niște dovezi, cu niște argumente, ca să poți să spui ceva. Da. Numai așa ca să contrazici pe cineva, este penibil. Și noi am ajuns în politică, în situația asta, când, cum spun eu, iar mă uitam chiar la televizor, că acum am clarificat, zic eu, lucrul ăsta cu poporul român, în măsura în care am gândit-o, dar ceea ce se întâmplă la noi în țară la lucrul ăsta, acum, în momentul ăsta, este, vă spun eu, este o situație chiar dureroasă. Eu așa o consider, și nu că sunt un om bătrân sau sunt pesimist. Nu. Adică în momentul în care nu poți cu adversarul tău să lupți prin cuvinte, prin argumente, și în momentul în care ești pornit să lovești, că mi-e și frică mâine, să nu se întâmple ceva, că dacă și unii și alții își cheamă oamenii în stradă, se poate întâmpla unii nu la ce. Da, și până la urmă, e o învrăjbire națională, da. Mai ales la 100 de ani, când ar trebui să fim cu gândul, da. Să fim, mai ales nu numai cu gândul, ci și cu vorba cu faptele, și cu fapta, cu faptele, să facem ceva. Împreună, să, da. Să fim uniți, să demonstrăm că acest popor poate să dăinuie prin ceva, prin fapte, prin niște lucruri realizate, noi pur și simplu ne pierdem în amănunte și da. suntem dezbinați foarte rău da. La acest moment. Da. Ne dăm seama că cei care sunt puțini, dar au puterea, nu sunt cu adevărat reprezentați de oamenii care le-au dat votul. Da. Pentru că la ora actuală sistemul acesta de votare nu legitimează pe omul care ajunge la putere. Pentru că poți să ajungi cu foarte puține voturi, cu 15-20% din voturi poți să ajungi și să ai majoritate. Nu știu, ceva trebuie schimbat și dacă noi ne-am inspirat puțin din ceea ce a scris Zamolsi și din ceea ce au da. Spus și alții și iată cum... Vedeți că eu n-am vrut să mă întorc, acum mă da. Scuzați că intervin eu, că și telespectatorii să înțeleagă. Și eu parcă mă fi răspund, iar încep cu Zamolsi, iar vorbesc de Burevista. Da, noi dar noi de ce am spus că lucrurile astea... Eu mă întreb dacă acum 2000 de ani și poate și mai bine, 3-4000 de ani, oamenii ăia au avut o anumită ordine, că mi-aduc aminte de ideile majore ale lui Burebista. Muncă, hărnicie și respectul legilor și da. Cinste, adică corectitudine. Astea erau, adică sluște elemente absolut firești. Apoi, cum spuneați, spre exemplu, în legile care erau venite de la Zamolsche, că sunt legile lui Zamolsche, spune acolo, să nu faci rău nimănui. Dacă ei se rezum numai lucrul ăsta, deci care, ce este important? Apropo de atmosfera care e la noi în țară acum, că o să înțeleagă unii, că se leagă de cicac apel mereu la istorie. Istoria normal trebuie să ne învețe, să avem mândria de a proceda corect și țara noastră să se înalțe, nu să se surpe dobe. Păi trebuie să dăm exemple de oameni care au lăsat ceva în urma lor și poporul român au lăsat destui oameni care reprezintă ceva. Vorba, uite, acum mi-a adus dumneavoastră aminte, noi avem personalități în istoric care sunt de mare valoare. Spune că să luăm aviația. În aviație românii sunt stăpânii globului. Noi da. Suntem cei de care ne-au inventat totul, da. Avioanele. Avionul cu reacție făcut de Coandă. Voia și cu Vlaicu sunt ceilalți cu avioanele astea obișnuit. Da. Ienescu, spre exemplu, ca să dăm să nu creadă lumea că iar cu argumente. În anul 2000, în secolul 20, în America s-a făcut o testare, un sondaj de opinie. Care este cel mai valoros compozitor al lumii? Al lumii. Chiar așa a fost făcut. Da. Și a ieșit cine oameni buni? Ienescu a ieșit. Ienescu a ieșit ca cel mai mare compozitor al secolului 20. Paulescu, care a descoperit insulina. Da. Că prima oară se dăduse insulina unui, ca să vedeți că totuși apropo de corectitudinea unui om, cum a fost olandezul. Unor canadieni a spus că ei au făcut treaba ta. Și se găsește un danez, un om din Danemarca, un om de știință, care găsește la Paris, în arhive, proiectul pe care îl făcuse, pe care îl depusese Paulescu. Adică el a fost cel care în 1913 a descoperit, a venit cu documentația pentru insulină.
Da. Și el a făcut demersuri, deci un om străin a venit să ne apere pe noi și a demonstrat că Paulescu este inventatorul insulinei și atunci a intrat în drepturi normale. Deci a fost nedreptate, adică pur și simplu batjocorit. Da. Ideea care este că oamenii nu știu, n-am știut nicio treabă asta, am citit și am găsit lucrul ăsta. În lume sunt 800 de milioane de oameni care sunt bolnavi de hepatită. Parcă asta, cu asta se tratează, nu? Insulina. Sau greșesc diabetul, eu. Diabetul, mă iertați. Îmi cer scuze, nu-s doctor, pot să fac greșeală primită. Diabet. Da, dar importantă e cifra. Deci, aproape 1 miliard de oameni sunt bolnavi de această boală care se tratează cu insulina. Deci este da. Un merit nemaipomenit. Nemaipomenit. Da. Da. Acum să luăm iar românașul la urmă. N-am reținut foarte bine și nu fac o greșeală, dar cred că se apropie de adevăr. Prima oară o lampă a funcționat cu gaz lampant, adică o lampă a funcționat la Ploiești, datorită faptului că eram acolo. Iar am înțeles și asta, nu pricep treaba asta, am înțeles că Timișoara a fost primul oraș electrificat. Da. Da. Deci culmea ironică, vedeți că ne-am spune, iar începe asta cu primul loc în lume. Păi dacă asta e adevărul, dar cum s-a întâmplat că s-a nimerit la Timișoara și dincolo la Cutare, asta e altă problemă. Și mai sunt situații de felul ăsta unde românii s-au dovedit a fi extraordinar de... Mai să amintim încă un personaj. Și aici a pus să mă învinuiască unii, că o să spună că exagerez din nou. Nicolae Tesla este român. Așa este. Oameni buni. Nicolae Tesla este din Croația. Dintr-un sat care era compact cu istro-români. Deci toată populația de acolo, din satul în care era el, și mi se pare că se numea Lica, comuna Lica, mama sa se numea Gica. Taică s-a fost preot ortodox. Acest om este român de-a nostru, pentru că dacă e istro-român, sau dacă e a-român, sau dacă este român, este din neamul nostru, din neamul românesc. Omul ăsta este poate, nu că poate, este sigur cel mai mare descoperitor al tuturor timpurilor. Așa este. Este al tuturor timpurilor. La ora actuală America deține o mulțime de invenții de ale lui care încă nu s-au pus în practică. Așa este. Războiul stelelor este un vizionar. A fost un vizionar și a fost un mare inițiat. Acum problema este... Și el spune un lucru esențial ca să înțelegeți, pentru că foarte mult la cursul pe care l-am avut duminică, Abundență și Bunăstare, am și spus. Tesla spune pentru prima dată că tot ce este în univers este energie, vibrație. Da. Da? Da. Vine și Einstein și spune același lucru după, dar ei și demonstrează, adică spune că nimic nu este materie, ci totul este energie. Orice pulsează, orice obiect, orice ființă umană sau animal pulsează. Și este vibrație, deci este vibrație. Energie și vibrație. Tot și Einstein energie. Ne spune foarte clar că vibrația este atât de joasă, dau exemplu la această masă, ca noi să putem să avem acces la ea. Deci atât de joasă este vibrația. Sigur că vibrațiile foarte înalte, ne gândim la ceea ce se întâmplă în univers și la modul în care se gestionează energiile în univers, sunt total diferite cu puterea noastră de percepție. În legătură cu Tesla, este bine să reținem următorul lucru. A fost un om deosebit, chiar îți vine foarte greu să înțelegi ce a fost acest om, parcă nu era pământean. Eu am o carte care scrie Extraterestru Tesla. Unii mai fac afirmația că în 1936 s-a întâlnit undeva pe un vapor în Atlantic cu extraterestri și cu președintele american la vremea respectivă. Acum să dăm la o parte, să dăm această afirmație. Problema reală este următoarea. El a lucrat prima oară după ce a plecat din țară cu Edison. Da. Care a fost descoperitorul curentului electric. Da. Nu? Așa. Nu s-a înțeles cu Edison și a făcut un atelier separat. Atelierul lui a luat foc. Știți ca în ziua de azi. Vine unul, ți aruncă o butelie așa și arde. Până la urmă dânsul s-a descurcat, dar important este următorul lucru. Era un om cu totul aparte. Totuși nu era un om ca ceilalți oameni. Toate inovații, toate invențiile lui, și a avut mii de invenții,
toate absolut au fost făcute mental. O să mă întrebi lumea cum vine asta mental. Vă spun drept și mine, mă poate depăși. Adică el le-a gândit, deci cu creierul lui, și acolo la dânsul un creier, s-au lucrat toate lucrurile astea, deci el a înșghebat, a făcut totul, adică toate aparaturile, el nu le-a făcut în viața normală. El întâi le-a conceput în creier, deci mental, și după aceea le-a făcut, dar aici e o chestiune care este posibil din mirare. Posibil să fi fost și transmise. Le-a făcut, da, vă spun imediat, le-a făcut direct și rețineți, fără să facă nicio probă. Deci orice om de știință, orice inventator, să omoară, să chinuie, să facă, le pune la probă, încearcă o dată, mai încearcă o dată. Tesla a făcut toate sutele, miile lui de invenții, așa cum le-a gândit, le-a pus în practică și au funcționat din prima clipă fără greșeală. Asta este de acum peste imaginația unui om. Categoric peste imaginația unui om. Da. Adică a fost un om cu totul, cu totul deosebit. Și ăsta din întâmplare, vedeți, o spună cineva. Și aici poate am să închei ca să vă... Ne apropiem de sfârșit de emisiune. Nu este un merit faptul că noi suntem... Este o realitate istorică. Adică noi nu trebuie nici să ne împăunăm cu treaba asta, dar trebuie să o știm. Adică noi trebuie să știm că suntem români, că sunt atâția români extraordinar de deștepți, atâtea valori. Am uitat să vorbim de Brâncuș. Brâncuș a schimbat gândirea în sculptură. A schimbat pur și simplu gândirea în sculptură. Așa cum a făcut Tesla în tehnică și în toate celelalte, în știința lui. Da. Da. Deci lucrurile astea, cum să vă spun eu, ideea este următoarea. Ăștia suntem noi, și cu păcatele, și cu lucrurile bune, dar trebuie să ne cunoaștem așa cum suntem și să nu fim batjocoriți de alții ca să putem să ne apărăm și să contracărăm pe cei care vor să-și bată joc de noi. Asta este tot lucrul, adică să știm să, cum să procedăm într-o situație neplăcută, delicată. Și să facem și noi, cum a spus cunoștința aceea mea, să scriem acolo lângă turnul Eiffel, să desenăm câțiva pechinezi și să arătăm pe o hârtie mare că este făcută cu fier beton din Hunedoara și cu, de Gheorghe, ca să râdem așa către români, Pănculescu, care era din întâmplare un român, da. Și foarte corect Eiffel a recunoscut el cinstit că, datorită românului, stă în picioare și astăzi acest turn. Mulțumim mult pentru... Și eu vă mulțumesc, sincer vă mulțumesc, pentru că tot spuneam pe suflet. Așa este, mulțumim foarte mult, a fost și o zi deosebită, ziua drapelului, și acest lucru sigur că ne-a aprins puțin acest sentiment patriotic și consider că ne-a prins foarte bine. E un lucru foarte normal. Da, vă așteptăm și la alte emisiuni, domnule profesor, cu același patos, cu același entuziasm, să rămâneți mereu tânăr în memorie și toate proiectele dumneavoastră, la fel cum se întâmplau la Nicolae Tesla, la românul nostru, să meargă mai departe. Cine n-ar vrea să fie ca Tesla? Așa este. O seară bună tuturor, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Bună seara, numai bine, toate cele bune.